crescătorii de animale din Godinești au intrat cu vacile și cu caii de Sfântul Constantin și Elena pentru prima dată anul acesta pe islazul din localitate. Acesta este concesionat de către Asociația Godinești 2012 de la primărie, fiind vorba mai exact de 120 de hectare de teren. Felul în care asociația a pregătit islazul a nemulțumit o parte dintre proprietari, oamenii sesizând că terenul are probleme pe zona de împrejmuire. Pe întreaga suprafață nu este decât un șgheap de adăpat al animalelor și, ce era și mai grav, animalele nu aveau apă. Nu sunt mulțumit deloc, pentru că, vedeți și dumneavoastră, apa nu merge, trebuia un flotor, ceva, ca să meargă când se umple șgheapul, să se oprea. Dumnealui susțineți că e din asociație, poate parte din asociație, de-aia ai trimis aici. Eu, ca majoritar cu vacile aici, majoritar, altul nu mai are mai multe decât mine și nici cât mine nu are. Dar nu face niciun. Mi-a luat firmele din gard de acolo și le-a pus în izlaz ca să facă gardul. Dar ei bani în fiecare, de fiecare dată ia bani ca să repare gardul. Uitați că aici în sus nu e niciun gard. Mi-a luat mie sârmele din gardul care l-am la grădină ca să pune ei la ei. Nu le ajung. Și-au luat tractori, și-au luat cositori, toți, sau cositori profesioniste. Unde le ține? Ce îi face cu el? Toți din asociație trebuie să știi. Nu plătim. Ne subvenționează apă. Cu banii aia vrem să știm și noi ce fac. Tot. Nu fac nimic. Au luat drujbe ca să facă parchet. Aici parchet în drujbe profesionale. Profesionale. Pentru izdați. Uitați-vă ce pom sunt aici. Une-s drujbele. El e consilier, are și el. Are și el drujbă. De-aia vorbește. Plus de asta că au luat tractor, îl ține acasă. Au multe utilaje. Gardul nu-i făcut pe partea, o făcut aici fictiv pentru stradă. Dar pe sus nu e un blumac, o țeavă din asta bătută, îi pusă pe tufe de colo-colo câte un fir, fictiv, de noi oamenii, personal. Eu personal am legat sârmile cu ață de balot, ca să nu ne iesă vacile în sus, că toată partea asta încolo să obțină fonduri cât de multe, dar să se întoarcă și către oameni. Da, către da, să asigure un minim. Spune că iarba, păi iarba e dată de Dumnezeu, nu de ei, nu de ei. Garduri nefăcute, apă care nu merge. Trebuie lucrat la îmbunătățirea condițiilor de pășunat. Nu, sunt multe lucruri care nu avem cunoștință despre ele, ce se hotărâte în ședința de consiliu. Dar sperăm să ajungă și președintele să dea câte mai multe informații și să vedem ce se întâmplă de nu se prezinte măcar în ziua când se introduc animalele în izlaz. Este mai mult din partea președintelui este o nepăsare, pentru că asociația trebuie să funcționeze pentru oameni și nu împotriva oamenilor, pentru a crea condiții cât mai bune. Adică nu trebuie să ne depasăm cu animalele zilnic pe stradă, să le ducem acasă la miaz, dimineața, seara, ca să poată să fie lovite mașini, să poliția să stea lângă noi aici. Adică trebuie găsite soluțiile și făcute adăposturi, găsite o soluție în care pentru oameni, nu împotriva lor. Cel mai revoltat de întreaga situație este Boceanu Nicolae Octavian, care a ridicat mai multe probleme, mai ales în legătură cu managementul defectuos al Asociației Godinești 2012. Familia acestuia deține și cele mai multe capete de bovine pe acest islaz. Sunt foarte nemulțumit că sunt un crescător din comuna Godinești de animale și asociația nu face nimic decât încasează, n-are niciun fel de animal decât fictiv în acte. Toată lumea aduce animalul și îl duce acasă. Nu fac nimic pentru, nu au făcut lucrările de primăvară, mărăcinii să-i curățe și asta. Vedem papură, vedem toate ierburile aiurea. Nu ajută crescătorii sub nici cu furaj, nici cu adăposturi pentru animale, cu absolut nimic. Decât ei își fac, nu este apă. La 120 de hectare și toate animalele care sunt aici la Godinești, nu avem decât un singur vălău, care nici ăsta nu funcționează. Asociația nu interesează că ei nu au animale. Asociația nu deține niciun fel de animal.
cu animalele oamenilor, ei încasează miliarde. N-au făcut decât 3 km, să zic, de gard, care îl vedeți acum, și poate au încasat 20 de miliarde. Nu ne lasă cu viței în izlaz, nu știu de ce, caii stau toată ziua aceea și animalele n-au voie ale noastre. Nu știa, nu spune, dar mie mi-a trimis Cătălin Ciolacu vorbă că n-am ce căuta cu viței în izlaz. Am scris la DNA, am scris la toată lumea, nimeni nu vrea să facă nimica. Banii, unde sunt utilajele asociației, unde sunt, că nu se văd niciunde, spun că au închiriat suprafețe 206 de hectare de la Godinești, dar nu au oi pe munte, nu au nimic. Unde sunt oile? Să-mi zică cineva, uite bă, acolo sunt oile comune, ale asociației Godinești, care ar trebui să fie pe raza comunei, dacă chiar sunt. Ei zic că au cumpărat niște oi de la Valul Mucenic, tot așa fictiv, la care i-au făcut gard în izlaz. Îl vedem acum, o să mergem să-l vedem, să vi-l arăt. Și în rest nimica, deci nu ajută crescătorii de animale cu nimic, decât să le pună bețe în roată. Unul dintre membrii din Consiliul Director al Asociației contestă însă spusele crescătorilor de animale nemulțumiți, găsind scuze pentru toate deficiențele vizibile cu ochiul liber. La rot, un șofer care nu a fost atent. Dar se va repara, deci în următoarele zile. Băi, nu știu că funcționa, e prima zi când s-a băgat apă, nu, mergeți acolo și vedeți, domnii cu vacile, că mă interesa. Când? Trebuia să-i dea drumul înainte, n-au avut timp? Bă, apă e și pe șanța, cu deocamdată, pe noi dă drumul, a fost lucrări la apă. Deci, probabil de-aia nu... Am atale din asociat. Și în fiecare an, pe 21 mai, se introduc animalele în izlaz, se închide dealurile și liviezile și se introduc ce în asta. Poți să intre oricare din comun, din satul Godinești, indiferent care vaci în asociat. Cu tot felul, adică cu mascul? Nu știu asta, nu pot să răspund. Eu știu că e un program de pășunat. Până la ora de, noaptea nu se ține niciun animal în izlaz. Nici cai. Cai pentru voi. Nu, noi avem aici parcelat o porțiune unde ținem și cai, dar foarte puțin. Pentru care nu sunt mulțumiți sau părerile lor pot să fie întrebați. Pentru asociație contează, normal, să iau o hotărâre și acolo să dispun hotărârii, un consiliu, una adunarea generală. Cu apa, nu știu, eu acum aud, cu apa, dar probabil se face, pentru că nu, niciodată n-a rămas... La 120 de hectare nu avem decât un singur șgheap. Lipsurile de pe izlaz nu sunt singurele probleme ale asociației. Aceasta nu deține un sediu, utilajele asociației sunt ținute la președinte acasă. Nu există transparență, anumiți cetățeni sunt avantajați în mod incorrect. Procesele autorității locale cu privire la terenul concesionat nu sunt urmărite și se fac adevărate afaceri între asociații și rude ale celor aflați în conducerea structurii. Sunt pregătirile, există, este șgheabul acolo, sunt garduri, dar apa nu funcționează. Funcționează. Ei lucrează băieții pe rețea și au închis. Au închis că lucrează la capătul. Mergem să vă arăt. Așteptați puțin să vă spun, de aia nu se vede. Partea asta aici, primăria, aici nu este al asociației, e plătea primăriei, primăria a demolat și acum face alte garduri. De asta e desfăcut gardul aici. Deci primăria a demolat o clădire veche și asta plătea primăriei. Astea nu le dau eu ca președinte sau cu ăla. Avem voie sau nu să intrăm cu viței? Deci, bă, să stai așa, spune în vițel sau tauri. Taurii care demontă sunt neautorizați și oamenii fac și nu fac perpetuarea rasei. Păi dar de ce nu sunt de rasă? Și oamenii nu vrea. Cine nu vrea? În comuna Godinești este montă artificială când se face peste tot. Păi plătește. Unde are asociația? Nu asociația, păi de ce are comuna. Păi asociația de ce? Are sediu? Are sediu, da. La dumneavoastră acasă? Nu. Utilajele unde? La dumneavoastră acasă? Care butilaje, bă? Drujbe, cositor, ce aveți? Mă, vine acum, sunt la 98, la Cătălin. Dar unde sunt acum? Acum, alea drujbele și alea care au fost la mine, dar ce interesează pe el? Am avut lucrări, lucrările când vin lucrările, să le dau băieții la curățe, mă recin, curățe le ierbe pe aici, le dau... Le iau și le dau că dimineața însează procesul verbal și se supravegheze oamenii care execută. Se văd, bă, e băut, nu e băut. Păi asociația, deci, nu mai țin minte, 77 de euro la hectare. Am făcut două poduri, că vorbește de două poduri. Mergeți să vi le arăt de ce le-am făcut.
partea cealaltă de izlaz. 7-7 la partea izlaz. Partea cealaltă de izlaz. Suprafața e dincolo de apă. Comuna, satul e dincolo de comuna e dincolo de zat. Nu am pe unde să trec animalele. N-avem. Păi nu, pentru salarizare nu sunt salarizat decât eu și contabilul. Și paznicul. Și paznicul din paznicul, îngrășăminte, curățirea terenului, tractor, stână în munte. Avem două stână, n-au nicio stână. Cum să nu avem stână? Păi eu n-am fost acolo. Cum să aveți condiții stână? Voi, aveți stână acolo. Deci eu o stână, deci am o stână tradițională, cu blân, stână. Costele, vină încoace, Costele, vină încoace. N-au nimic. Bivolaru a explicat că din banii asociației s-au realizat două poduri, s-a achiziționat un tractor, drujbe și motocositori, ultimele fiind depozitate la el acasă. În ce privește animalele asociației, acestea sunt închiriate de la o persoană din afara localității și duse la păscut pe golul alpin concesionat de Asociația Godinești 2012. Numele persoanei care a transferat oile este secret. Tot președintele a încercat să lămurească și problema gardului ridicat pe un teren concesionat de un afacerist din Tismana, lângă terenul asociației. 2016-2017. Nu are cum 2016, mai devreme s-a spus. 2014-2015. Așa, și de atunci până acum s-a spus. Și a fost un litigiu în care, până a făcut noi gardul, s-a mutat cu o porțiune de 3 hectare spre Godinești. Și eu suprafață în litigiu. Secretarul primăriei Godinești contestă cele spuse de președintele asociației cu mențiunea că situația gardului putea fi clarificată de ani buni, deoarece procesul în cauză s-a terminat cu mai mult timp în urmă. N-au domnii treabă, domnii de la asociație, dar nu primăria. Deci nu, gardul este făcut de Asociația Godinești 2012. Da, după, după ce am făcut noi gardul? Da, după ce s-a făcut gardul. A fost un dosar pe rolul instanței și terenul este al orașului Tismana. Dar gardul era făcut. Era făcut, dar domnii de la asociație nu au binevoit să-l mute. Ceața care plutește asupra Asociației Godinești 2012 este tensă. Mai exact, se duc războaie personale cu familia Bocean pentru a limita accesul la apă, un gard oprind intrarea pe terenul asociației, fiind avantajată o femeie din localitate. Un tractor a fost închiriat de la Asociație Vânătă, care are același contabil ca și Asociația Godinești 2012. Iar îngrășământul și cerealele sunt cumpărate de la firme ale rudelor contabilului Cătălin Ciolacu. În cauză este necesară intervenția organelor de anchetă, asta deoarece informațiile prezentate public de asociație nasc zeci de întrebări fără răspuns.